spun hărnicuțele. Astăzi vă arăt cum l-am făcut pe zăpăcilă ăsta. Sper să-mi ajungă lâna, dacă nu o să încep cu alta. Voi nu o să suferiți din cauza asta. Așa, un portocaliu frumos nu mai am, am un cărămiziu, dar nu contează. Și cu ăsta este foarte subțire, nu vreau să vă chinui. Că este foarte, foarte subțire și mă chinui și eu nu văd bine. Mai ales dacă se întunecă și acum iară se întunecă atât de repede. Deci facem un decor de de toamnă. Zic că sunt foarte drăguți, foarte high sleeve și cu piciorușele astea îi putem pune undeva să le atârne așa sau îi putem și agăța la oglinda din mașină și se pălângâne și nu știu ce. La acesta i-am pus niște năsturei verzi în loc de mânuțe și picioare. Se mișcă mai fain dacă îl punem în mașină. Și ne va trebui portocaliu negru dacă vreți să-i faceți fața așa cum i-am făcut-o eu sau puteți face și fără față și fără mânuțe și piciorușe. Pentru codița asta ar trebui un maro mai închis, aici așa subțire nu am avut. Pentru celălalt o să am. Dacă vrem să-i facem ochișorii și albi, altfel decât aici, un alb, negru și un pic de verde, dacă vreți să-i puneți aici un pic de verdeață, niște frunzulițe sau ce știu eu ce, tot felul de minune. Apoi ne mai trebuie un ac cu care vom coase și semnul cu care lucrez eu. Știți, eu tot mereu lucrez rotund, nu trec rândurile în sus, îmi pun tot mereu un semn. Se poate lucra cu agrafă de birou, semne speciale care există de cumpărat sau agrafă de păr sau un ac de siguranță sau cu un fir de ață de altă culoare. Eu acum nu știu dacă mi-ajunge firul ăsta, ar fi fain, dar nu știu. În fine, încerc. L-aș fi făcut alte dimensiuni, dar vreau să... în fine, nu contează. Voi o să reușiți. Până la capăt. Eu lucrez cu un bumbac acum 100%. Cred că l-am găsit, au fost niște seturi de colori prin primăvară, prin Aldi sau nu știu pe unde, că de-aia nu e nicio firmă pe el. Și aici am zice să lucrez cu antrele sau croșetă de 3 până în 3,4. Eu am 3,5. S-ar putea să trec pe un 2,5 sau trec direct, mi-o aduc imediat. După cum știți, eu pe Mickey Mouse și îi croșetez tot mereu mai strâmt și mai avem nevoie de melană. Deci mai avem nevoie și de melană. Eu, cum știți, îmi adun și alte resturi. Și le umplu cu melană pe păpușile astea ale mele. Și eu îmi iau deja un 2,5 dacă găsesc pe aici. Că deja nu-mi place, din ochi nu-mi place. Și acum eu nu mai văd. Ăsta e 2,5, da, aici scrie. Cred că e un 2. Da. Și mi-l iau pe ăsta. Și asta începem. Astfel începem cu cercul magic de 6 ochiuri. Cine nu știe să-l facă, se uită la mine în infobox sub film. Vă pun adresa spre cercul magic, unde îl fac foarte încet și cu mai multe culori. Aici îl fac mai rapid. Deci cercul magic de 6 ochiuri. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Și acum îl strâng și lunesc. Și acum am aici un cerculeț mic de 6 ochiuri. Și în continuare înmulțesc în fiecare ochi. Acum încă nu-mi pun semnul, număr. Și aici vedeți, aici am început, am intrat și am unit în primul,
Intru în următorul și mulțesc în fiecare ochi. Iau de două ori. Deci, unu și în același ochi a doua oară. Și în următorul la fel. Unu și a doua oară. Și astfel continui tot rândul până am 12 ochi. Acum am 6, 7 și în același ochi 8, 9 și 10 și în ultimul ochi, ăsta tot mereu merge un pic mai greu, 11 și în același ochi 12. Acum o să vedeți, o să-mi iasă mult mai mare cu firul acesta. Am și croșetă mult mai groasă și și fir mult mai gros. Aici vedeți lănțicul, mi-a ieșit atât de gros cât e tot firul. Și de acum lucrez cu semn. Îmi pun semnul, îl pun tot mereu aici, de unde mi iese firul care este pe croșetă. Și firul acesta îl puteți lăsa așa cât e de lung, îl puteți tăia sau îl croșetați aici în interior. Eu îl croșetez vreo 2-3 rânduri aici, îl pun așa pe ochiul ăstea care o să le iau. Și acum facem un ochi simplu, unul înmulțit. Deci, un ochi simplu. Mă scuzați, eu am o mască pe păr. Și îmi bate soarele acum în cap și îmi curge un pic prin ochi. Sau așa. Deci un ochi simplu, în al doilea mulțim. Luăm de două ori în același loc, unu, și în același loc, în al doilea. Și următorul, un ochi simplu. Și iarăși unul înmulțit. Deci luăm de două ori în același loc. 1 și 2 în același loc. Și astfel continuăm tot rândul cu un ochi simplu, unul înmulțit. Și am ajuns la ultimul ochi pe care îl înmulțesc. Dacă ați făcut bine, tot mereu ultimul ochi se înmulțește. Și următorul rând, iarăși îmi pun semnul. Următorul rând sunt două ochiuri simple și unul înmulțit. Deci intru în primul ochi, unul simplu, în al doilea ochi, simplu, și în al treilea ochi iau de două ori în același loc, unul, și în același loc a doua oară. Și astfel continuăm tot rândul cu două ochiuri simple, unul înmulțit. Și iarăși am ajuns la ultimul ochi pe care îl înmulțesc. Deci iau de două ori în același loc. Și îmi pun semnul. Ups, mă încurc în mâini. Și în următorul rând facem trei ochiuri simple, unul înmulțit. Deci, primul ochi, în al doilea simplu, în al treilea simplu și în următorul luăm de două ori în același loc. Deci, unu și a doua oară. Și astfel continuăm tot rândul cu trei ochiuri simple, unul înmulțit. Unu. Deci acum am făcut 3 rânduri și unul înmulțit și am ajuns la capăt, am fost cu culoarea asta, acum am una, nu-mi place așa mult pentru ăștia, dacă să vă arăt, e ok, e un curpist din ăsta mai vechi, mai înnegrit, mai stricat. Pe acesta am să-l continui, dar mai mic, deoarece nu o să-mi ajungă lâna să-l fac așa mare cum vreau să vi-l arăt pe acesta, cum l-am făcut pe acesta. Dar și pe acesta o să vă arăt cum îl termin
vă explic, nu vă arăt așa exact. Și acum facem patru ochiuri simple, continuăm. Ah, nu am fost în poză, am ieșit iară din... deci, sper să nu, dacă am ieșit, îl fac din nou. Deci, 1, 2, 3, 4 ochiuri simple și în următorul înmulțim, deci luăm de două ori în același ochi, 1 și în același loc a doua oară. Și așa continuăm tot rândul cu 4 ochiuri simple, unul înmulțit. Și acum am ajuns la capăt, la ultimul ochi pe care îl înmulțesc. Și acum facem ultimul ochi pe care, ultimul rând la care înmulțim și sunt 5 ochiuri simple și unul înmulțit. Deci 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri simple și în următorul luăm de două ori în același loc. Și astfel continuăm tot rândul cu 5 simple, unul înmulțit. Deci acum am terminat și acest rând cu 5 ochiuri simple, unul înmulțit. Și acum, dacă doriți, îl puteți face și mai mare. Continuați cu 10 ochiuri, cu 6 ochiuri simple, unul înmulțit, apoi 7 ochiuri simple, unul înmulțit. Cât vreți voi să vă iasă de mare lobuiașul ăsta. Și depinde și cu ce lână lucrați, cu ce fir și ce croșetă. Eu acum mă opresc, nu vreau să iau prea mare, mie îmi plac ăștia mai micuți. Și acum o să continui cu 5 rânduri simple, nu cu 5, cu 10 ochiuri simple. Voi dacă îl faceți mai mare, deci eu continui cu 10 ochiuri simple. Asta fac astfel, 10 rânduri simple. Și asta fac astfel. Aici am 5 ochiuri până unde mulțesc, da? Și atunci fac dublu 10 rânduri. Aici am rămas la 3 ochiuri simple și unul înmulțit, deci o să fac 6 rânduri. Dacă vreți să continuați cu 6 simple, unul înmulțit, 7 simple, unul înmulțit, faceți la 6 simple 12 rânduri, deci tot mereu dublați numărul de ochiuri, atâtea dublu rânduri faceți simple. Sper că ați înțeles, dacă nu vă întrebați aici pe YouTube, cel mai bine răspund cel mai repede, sau pe Instagram, pe Facebook, din păcate nu prea sunt, nu am timp și Facebook-ul nu-mi place atât de mult. Deci eu continui acum cu 10 rânduri simple și ne întâlnim când am terminat cele 10 rânduri simple sau, cum v-am spus, puteți face mai mare sau mai micuți și faceți rândurile care sunt necesare la voi. Și ne întâlnim atunci când ați terminat rândurile simple. Deci simplu înseamnă că nu se mai înmulțește și nu se scade. Mergem de jur împrejur simplu și eu, cum vedeți, mi-am pus semnul și de obicei am aici un pix. Zicem că ăsta e pixul, se vede și aici și îmi fac liniuțe din astea. Și când încep un rând, îmi fac o liniuță și atunci știu câte rânduri am făcut. Se pot și număra, dar cum vă e vouă mai simplu. Eu o să-mi fac liniuță imediat. Deci ne întâlnim când ați terminat rândurile simple. Eu acum am terminat cele 10 rânduri și astfel arată la mine. S-a jucat deja cățelușul meu cu el. Și aici, cum v-am spus, deoarece am înmulțit numai până la 3 simple, unul înmulțit, am mai făcut doar 6 rânduri. Sper că le mai am, că s-a, și cu ăsta s-a jucat cățelul.
număr după aia. Și acum încep să scad și asta fac astfel. Fac 5 rânduri simple, 5 ochiuri simple. 1, 2, 3, 4, 5 și următorul îl scad sau următoarele le scad și eu fac asta astfel. Intru în primul ochi, intru în al doilea și trec prin toate trei. Și astfel continui tot rândul cu 5 simple, unul scăzut. Și am ajuns la ultimile pe care le scad. Și în următorul rând facem 4 ochiuri simple și unul scăzut. Deci 1, 2, 3, 4 simple și următoarele iarăși le scad, deci intru în primul și în al doilea ochi și trec prin toate trei. Și așa continui tot rândul cu 4 simple, unul scăzut și am terminat și acest rând. Și acum eu am să-l umplu un pic, îl pot ține mai bine în mână dacă este umplut. Și cum v-am zis, eu le umplu cu melană și cu tot felul de resturi de lânică pe care le bag aici în punguța mea. Am și niște resturi ce am tăiat. Nu mai știu ce am făcut cu vlogul ăsta. Tot pe la căței ceva. Și deocamdată nu-l umplu chiar de tot. Și continui cu 3 ochiuri simple și unul scăzut. Și acum eu mi-apăs cu degetul să nu croșetez melana aici în interior. Deci 3 simple. Și unul iarăși îl scad, intru în primul, în al doilea și prin toate trei. Și așa continuăm tot rândul cu 3 simple, unul scăzut. Și în continuare, eu am terminat, facem 2 simple și unul scăzut. Deci, cum vedeți, este foarte simplu. Deci, 1, 2 simple. Și următoarele iarăși le scad și așa continui tot rândul. Și acum o să lucrez de acum fără semn și acum îl umplu cât vreau. Fetele care au mai lucrat cu mine știu că eu le umplu foarte îndesat. Dar pe acesta nu o să-l îndes așa mult, deoarece vreau să-l strâng, să-l mai pot strânge când îl cos. Eu așa îl las la mine. Deci, cum vedeți, îl mai pot strânge. Să-i dau forma. Și de acum merg fără semn și fac de jur împrejur tot un ochi simplu, unul scăzut, până rămân cu o găurică cât de mică se poate. Deci merg în continuu cu un ochi simplu, unul scăzut. Eu acum astfel las la mine, mai am chiar numai câteva ochiuri și închid. Deci intru în următorul ochi, trag firul și trag și prin acesta și mai trag o dată și acum am las firul foarte lung deoarece cu firul acesta am să cos și pe părți să se formeze curbisul nostru, loboiul.
A, și nu am farfec aici. Și prima oară îmi intru pe aici prin fiecare ochi care mi-a mai rămas la găurica asta. Și o mai strâng un pic. Deci mi s-a închis acum de tot. Și aici fac un nod. Și acum îi dau forma. Și aici mă uit pe unde am mijlocul, care l-am închis acum. Și intru fix prin el. Și îl turtesc aici. Dacă aveți un ac mai lung, să luați un ac mai lung. Eu acum am băgat și blug și o să mă chinui probabil. Și încercați să ieșiți fix în găurica, adică nu încercați, trebuie să ieșiți fix în găurica de sus, de unde am început. Primul e mai greu, după aia se presează. Și acum îl strâng cât pot de mult. Și încerc să fac așa un nod aici, așa strâns cum e el. Și deocamdată mi-arată astfel. Și acum trec pe din afară. Intru iarăși în găurica asta. Acum intrăm tot mereu în aceeași gaură. Și jos. Și sus. Și iarăși strângem. Să fie aici drept firul când trece peste el. Și acum mă duc pe partea cealaltă, fix vis-a-vis. Și iarăși intru pe jos prin aceeași gaură, vin sus în aceeași gaură. Și strâng. Dacă nu puteți așa, puteți să mai să tot faceți câte un noduleț. Să nu trebuiască să țineți firele astea. Și iarăși strâng. Și vă arăt iarăși acum cu un nod. Mai pot să fac aici un nod. Și acum jumătățile astea le împart în trei, deci nu intru aici pe jumate, mă duc mai pe lateral cu următorul fir și iar intru fix în găurica în care am fost, vin aici sus. Și îmi așez firul așa. Să fie la o treime și următorul la fel, acum jumatea de aici până la jumate și iarăși intru pe jos.
Vin pe sus. Aici n-am nimerit fix ca pe celelalte. Iarăși strâng și pe partea cealaltă iarăși la fel. Iarăși intru aici un sfert din jumătate. Pot să mai așez după aia. Și tot prin aceleași găuri trag și îmi strâng. Cum v-am zis, voi puteți să mai tot faceți noduri. M-am obișnuit fără și încă o dată și iarăși îl strâng și așa mi s-a format mie. De fiecare dată e un pic mai altfel și asta mi se pare foarte frumos. Și acum fac un nod. Acum e musai. Eu îmi fac aici un nod dublu și acum intru iarăși în aceeași căurică și ies pe undeva pe unde vrea acum și mi-ascund firul ăsta. Acum astfel arată la mine. Și acum putem să facem codița. Cred că o să o pun aici. Aici mai e apăsat. Upsala. Și codița eu fac din maro ăsta mai închis. Și asta fac iarăși cu cercul magic de 6 ochiuri. Deci, 1, 2, 3. Și acum merg cu un ochi simplu, unul înmulțit și o să am 9 ochiuri. Unul simplu. În următorul iau de 2 ori în același loc. Unul simplu. Următorul iau de 2 ori în același loc. Unul simplu și că încă unul înmulțit. Și acum merg cu acestea 9 ochiuri, faceți lungimea dorită pentru bostănelul vostru. Mergeți așa rotund până când aveți
Nu, scuzați, lungimea care vă place vouă. E un pic migălos. Aici nu număr, nu fac nimic. Am grijă să iau toate ochiurile. Aici mi-ascund un pic firul ăsta să nu se deschidă. Eu, scuzați, eu acum las așa, la lungimea asta am unul, eu am 6 rânduri făcute, am făcut să mi se cam termine lânica asta, e ultimul, mai am aici s-o cos și gata, și chiar mai lung, după aia chiar nu-mi place, acum îl mai și întind, îl mai sucesc. Să se facă mai haios. Putem băga și o sârmuliță în el, dacă e doar de decor. Și dacă nu, nu. Deci acum închei și îl coste bostănel sau cum le zice lor. Mai putem să fac, dar mai lung nu, chiar nu vreau. Și acum îl și cos direct de el. Și acum vedeți care parte vreți să aveți sus, care vreți să aveți jos. Eu m-am hotărât pentru partea asta sus. Nu contează așa. Cum vă place vouă și ne chinuim să-l coasem aici în interior. Depinde cât ați apăsat voi, am apăsat mult. Și mi-l cos aici de bostănel în mijloc. Sau o cos codița asta. Și acum mi-am făcut aici un nod sau două, câte vreți. Dacă faceți pentru copilași, să faceți mai rezistente. Ei câteodată sunt mai brutali. Le mai aruncă, mai trag de ele. Eu le fac doar ca decor de data asta. Și asta e codița. Și acum... îi facem niște mânuțe. Asta încep tot cu cercul magic. Facem acum de 5 ochiuri. Facem un rând simplu de 5 ochiuri, deci 1, 2, 3, 4, 5. Acum înmulțesc în fiecare ochi, deci iau de două ori în fiecare ochi. 1, 2, 3, 4. Am greșit, cred că n-am înmulțit în asta. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 și 10, două rânduri simple,
Și acum un rând scăzut. Deci scad fiecare ochi. Și mai rămân cu 5. Deci 1. 2. 3. 4. Și 5. Am scăzut pe toate. Și astfel arată la mine. Și acum îmi unesc aici sus. Intru în următorul ochi. Și intru pe la mijloc la unul din spate. Nu contează unde, nu trebuie așa exact. Și fac un ochi. Și am să fac dublu, pun firul dublu și îl fac mai gros. Și fac 10-12 ochiuri de lănțic. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. Acum mă sor că am dublu. Să văd cam cum arată, dacă îmi place lungimea sau nu. Și zic că e bună. Și aceasta e prima mână. Îmi faceți cât vă place vouă de lungi mânuțele. Și acum închei. Și nu trebuie să tai firul decât aici, unde l-am pus dublu, și mai faceți încă o mânuță la fel. Trebuie să avem două. Fix la fel. Și aici firul ăsta îl ascund. Acum îi mai facem piciorul ușe. Cum v-am arătat la cel la acesta mic, puteți să faceți și să căutați niște năsturei care se potrivesc, care vă plac, și agățați niște năsturei de lănțic cu acesta croșetat, sau faceți niște șnur împletit, faceți ce vreți. Deci puteți să fiți creative cum vreți. Nu e musai să faceți ca mine. Și la piciorușe am făcut așa ca niște ghindă aproape, să aibă papucei din ghindă, ceva asemănător. Și asta am făcut astfel, deși la piciorușe puteți face și altfel, nu trebuie să faceți ca și mine. Și am făcut din cercul magic de 6 ochiuri cu altă culoare, dar voi faceți cum vreți, sau cu negru, sau nu faceți, cum vă place. Deci cercul magic de 6 ochiuri. Apoi am făcut un ochi simplu, unul înmulțit, unul simplu, în al doilea ochi iau de două ori în același loc, așa vine aproape. Deci, 1, 2, iarăși un ochi simplu, în următorul iau de două ori.
unul simplu și în următorul luăm de două ori. Și acum am făcut trei rânduri simple. Deci faceți trei rânduri simple. Firul ăsta îl puteți tăia sau ascunde. Eu îl ascund. Și merg cu trei rânduri simple. Eu am terminat cele trei rânduri simple. Acum ascad, fac un ochi simplu și unul scăzut, deci intru în primul, al doilea și trec prin toate trei, iarăși unul simplu, următorul îl scad sau următoarele, unul simplu și încă unul scăzut. Și acum intru cu altă culoare, nu e musai. Aici mi iese firul cu care am început. Să mi-l tai. Deci acum asta faceți doar dacă vreți. Eu am zis să fie mai haios al meu. Și fac astfel. Intru cu culoarea asta în următorul. Acum nu mai intru în tot ochiul, intru doar în limbuța din față. Tot rândul o să merg la fel. Și mi-au a doua culoare. Și trec prin ambele. Acum intru în același loc, înmulțesc în fiecare ochi acum cu a doua culoare. Deci intru. Și în următorul ochi la fel, iau doar limbuța din față. Și fac un ochi și încă o dată în același ochi. Și așa merg tot rândul, doar cu limbuța asta din față. Și acum am terminat, am intrat în cel verde și merg acum cu un rând simplu. Nu mai înmulțesc și iau ambele limbuțe acum. Și acum am terminat și închei și îmi tai firele astea. Acesta îl las mai lung dacă vreți să faceți aici fundița asta. Mi l-am lăsat eu mai lung. Și aici tai. Aici fac doar nod. Acesta îl trec pe aici, deci aici am închis, intru cu el aici pe lângă și mi-l duc undeva în spate. Și acum îl aduc aici sub, între unde se combină culorile, ies pe acolo printr-un ochi. Cu el dublu și las dublu așa și mai intru acum pe lângă, nu în aceeași găurică, pe lângă și îl mai scot odată dublu. Aveți grijă să nu trageți pe aceeași fundiță. Aici capătul mi-l țin să-mi rămână în interior și mi-am format așa două agățători sau ceva de gen. Și aici fac foarte simplu două noduri. Acum chiar am lăsat mult ață, fie nu trebuie chiar așa mult.
Fac două noduri bine strânse. Și foarte simplu le tai scurt. Și astfel mi-am făcut ciucurelul sau șnurul ăsta la papuce. Și acum continui cu piciorușul. Asta a fost talpa sau papucelul. Și piciorușul îl fac iarăși aceeași culoare ca și corpul. Mi-am tras prima oară numai un fir, deci primul fir am lăsat cam 50 de centimetri, deci e lung, chiar un pic prea lung. Și acum intru cu două, m-am încurcat, mă scuzați. Și acum intru pe lângă găurica asta din mijloc cu două. Ăsta îl țin, primul care l-am tras, îl țin să nu mi se strângă. Și cu acestea două merg tot pe lungimea la primul. Sau vă puneți trei fire, foarte simplu. Un fir în trei, cum să zic. Acum am trag, deci începutul la fir mi-a rămas aici. Trag papucelul așa în jos și fac un ochi să încep lănțicul. Puteți face un lănțic mai gros și îl coaseți. Eu nu vreau să-l cos, mi l-am prins direct de picior, de papuc. Și acum îmi iau o croșetă mai groasă. Dacă vă descurcați cu cea care aveți, nu contează, sau una mai groasă. Și fac 10 ochiuri de lănțic. Și acum îmi trag iarăși papucelul peste și mă uit dacă ăsta l-am făcut mai lung. Am făcut 15 ochiuri, mai fac 5, 1, 2, 3, 5. Acum sunt la fel și îmi trag firul ăsta sau firele. Ăstea nu le tai, am să-l prind de corp cu ele și ăsta de jos îl pot tăia și îl ascund iarăși în interior. Ies pe altundeva și mi-l bag aici. Trebuia să ies pe aici. Oh. Și astfel mi-arată papucei și îi coasem de corp și mai ei vă trebuiesc ochișorii. Se pot coase, am și un filmuleț, un tutorial doar cu ochi de păpuși cum se pot face. Aici am făcut doar cercul magic de 6 ochiuri și l-am închis și atât. Sau coaseți sau faceți cum vreți. Ochișorii. Să-mi leg firele astea. Cred că am să-i cos cu un negru să-mi fac punctul ăla din mijloc. Și câteva puncte negre pe margine, zic că sunt frumoase. La ăsta, normal le-i cos cu firul alb, dar pe ăștia am să-i cos cu negru. Deci aici am leg firele astea. Și acum mă apuc de cusut și cos prima oară fața și pot să vă
arăt cum fac. Am să uite că și am negru, ăsta e cam lung. Îmi fixez ochii să văd cum îi pun. Am găsit aici o bucată mai mare. Așa am să-mi pun ochii. Am să-i cos cu negru un nas și gurița. Puteți să-i ocoase zâmbăreț sau supărat sau așa în zigzag să fie nervos. Cum vă place vouă? Eu acum iau un pic de negru, un pic mai mult. De obicei cos cu un fir totul, să văd dacă reușesc și de data asta. Am firele un pic cam încurtate, am un cățeluș care îmi tot fură, nu contează unde, adică nu contează. Tot dă de firele mele și mi le încurca. O dulceață de cățel. Da, aici mi se încurcă firul tot mai greu, mai rău. Eu mi-am făcut nod la un capăt și mi-am pus firul foarte lung să văd dacă reușesc să cos cu el. Și acum o să mă chinui să caut pe cea o găurică și vreau să intru fix aici în mijloc unde am boldul. Acum amintesc nodul ăsta în interior. Aici vreau să fac tot așa o gâlmă, mă gândeam dacă am perle din astea negre să-i pun perle, care arată frumos. Da. Acum nu pun, poate voi nu aveți, vă arăt și altfel, v-am mai arătat, cum v-am spus, am un film doar cu ochișori, tot felul de stiluri. Acum dau de 3, 4, 5 ori după Andreea. După ac, nu-mi stai cea. Și fac așa ceva ca un nod. Și să nu strângeți prea tare, să mai poată trece toată ața asta prin el. Și intru acum în același ochi și ies aici undeva pe lângă. Am intrat fix în aceeași găurică. Fuge prin cercul magic. Nu mi-iese așa șmecheria, poate. Poate am reușit, l-am ținut. Vrea să-mi iasă nodul, se ducea în spatele cercului magic. Dar poate mi-iese sau poate mi-iese așa un nod de nu-l mai desfac, decât cu foarfeca. Că am firul așa lung. Mi-a ieșit. Deci am făcut așa un nod pe ac și acum mai cos pe aici, fac câteva puncte negre așa în albul ăsta. Și faceți la fel și la același, și la celălalt ochi.
Eu acum ies aici deasupra și fac și niște sprâncene supărate sau ceva de genul. Ia să vedem. Sau îl fac mirat. Mie îmi plac când sunt mirați câteodată. Ia să văd. Deci am ieșit undeva în spatele ochiului. Și acum am să-mi pun firul în două, de-aia l-am și lăsat așa lung. Cu el, cu un etaj mai sus, să l-am dublu. Așa. Acum mă uit și cum îmi place să arate. Și dacă mă duc cu un etaj mai sus, cu un rând mai sus, vreau să zic. Și vin așa în jos, îl fac supărat și intru aici lângă și o fac și pe a doua. Sprânceană. Și mă uit să fie cât de cât la fel și acum trec direct la nas. Aici ai faceți cum vreți, un cerculeț, o liniuță, ce vreți, o să îi fac. O intru de mai multe ori pe un ochi și se face așa ca un nod mai mare. Deci intru tot în aceleași locuri și cos aici peste unul, peste altul. Și acum mă duc la guriță și am să-i fac așa o linie strâmbă, gurița. Faceți cum vreți, la celălalt cred că râde, da? Și ăsta o să fie așa. Vin aici și acum vă mai arăt ceva. E prea departe, până aici sub nas vin. Ia să văd. Firul ăsta. Mă enervează aici. Încerc să-l trag în interior. Ups. Da, așa e la scură. Și acum o să-i fac niște liniuțe micuțe aici, la colțurile gurii. Și fac și nodul aici la fir, ca să-l pot tăia. Și am aici un nod deja, mai fac mai bine. Cred că am intrat pe lângă nod. Și în partea cealaltă mai fac tot așa o liniuță în colțul gurii. Direct cu un nod. Și acum pot să-l ascund. Firul mi-a lăsat prea mult, ca de obicei, dar mai bine mai mult decât prea puțin. Și până acum așa, moaca are al meu. Și de acum, coaseți mânuțele și piciorușele. Asta. Acum fac astfel, mânuțele le pun aici, cam în dreptul ochișorilor.
Tomorrow eu mi le fixez, mă uit dacă îmi place. Da. Și picioarele la fel, le pun chiar sub ochișori și un pic mai în față. Dacă vrem să-l punem undeva, să stea, se putem pune piciorul și să le satârne în față. Și mă uit să fie cu V-urile astea în față. Și la mine așa o să arate. Deci îi coaseți și mânuțele și piciorușele și gata, este bostonelul. Și dacă mai vreți, mai faceți și aici un pic cu verde, un lănțic sau ceva, am să-i fac și eu ca să am un pic de verde-verde. Am și jos, am și sus. Și cam astfel este, arată bostonelul meu de Halloween și pe acesta o să-l vedeți pe poze, l-ați văzut deja pe poze cum mi-a ieșit, e altfel și vă doresc spor la treabă, vă mulțumesc de vizionare, multă sănătate, happy Halloween și pe data viitoare și normal, mă bucur dacă îmi dați un like, dacă mă abonați și dacă distribuiți filmulețele mele și pe canalele voastre sau alte canale. Pa, pa! Du, du! Ciao!